Bun găsit la Doza de frumusețe și stil. Eu sunt Octaviana Alexe și astăzi aduc în atenția voastră un stil de vedetă. Vorbim despre cum putem avea o siluetă de invidiat și despre eleganță dincolo de scenă cu Diana Matei. Acum la Doza de frumusețe și stil. Diana Matei este una dintre cele mai apreciate artiste din România. La 40 de ani are un fizic de invidiat și atrage privirile tuturor atunci când este în vacanțe exotice și se pozează în costum de baie. Diana Matei este considerată o cântăreață versatilă, aceasta cântând de la muzică lăutărească la petrecere până la muzică jazz, populară și ușoară. Bine venit, Diana Matei, la Doza de frumusețe și stil! Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu aici și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Ai făcut senzație cu fotografiile postate din Mexic. Cum reușești să te menții așa în formă? Nu știu dacă reușesc să mă mențin în formă. Sunt tot timpul pe adrenalină. Cred că asta este unul dintre punctele mele forte. Pentru că sport nu am timp să fac atât cât mi-aș dori. Dar faci, că se vede. Adică fac, întotdeauna. Arăți într-un fel. Da, chiar dacă nu cu atâta constanță cum mi-aș dori, dar fac. Și activitatea noastră, gândește că ne ținem priză și dansez foarte mult și mă mișc foarte mult. E tot o formă de sport, nu? Chiar dacă nu un sport controlat. Dar ar trebui să vezi cum storci hainele la concerte după ce am o intervenție. Adică e tot o formă de sport. Da. Mă mișc foarte mult, sunt extrem de activă. În fața publicului eu n-am stare. Adică așa și nici acasă construită. Presupun. Citeam despre tine că declarai că ești mama full time. Când ajungi acasă, oricum nu ai timp să odihnești, pentru că începe o altă activitate. Da. Mă ia fiul de bună, știi cum se spune. Așa se întâmplă, da. Și fiul la fel face. Și, cum să spun, încerc să particip la activitățile pe care el și le dorește. Câte are acum? Împlinim 7 ani. Mulțumim înainte și noi tot 7 ani, în mulțumim. Iunie. Mulțumim. Știu, suntem la aceeași etapă, deci. Da, noi suntem în iunie și, cum să spun, e o perioadă în care eu au nevoie de foarte mare atenție, au nevoie să... cumva și eu simt nevoia, pentru că dacă sunt plecată mult timp de acasă, îți dai seama că atunci când vin îmi doresc să-mi petrec timpul cu el. Și își doresc foarte multe activități cu părinții, să se joace, și foarte multă energie la vârsta asta. Da. Totuși am noroc că există o nană în viața mea, nana fiind bună. Ești o fericită. Sunt o fericită pentru că nici nu s-ar fi putut altfel. Da. Nu s-ar fi putut altfel. Mi-aș fi dorit să pot să stau cu el acasă, dar gândiți-vă că perioada în profesia noastră presupune să pleci noaptea de acasă, să pleci weekenduri întregi uneori. Da. Ce să spun? Sistemul de vinovăție este prezent non-stop. Nu trebuie. Noi mamele de ce ne simțim vinovate și dacă copilul e bolnav și dacă, nu știu, are o problemă la școală și dacă îi se întâmplă ceva și noi suntem în momentul respectiv alături de ei, dar cred că e o chestie care era de neul nostru, nu înseamnă neapărat că suntem vinovate, doar că așa ne simțim noi fiind mamelelor. Probabil, nu știu, am învățat să mă accept mai mult și să mă iert mai mult pentru că sunt și om și fac tot ce pot. Că tot vorbeam anterior de cât de bine arăți și de faptul că faci sport, în măsura timpului disponibil. Spune-mi ce părere ai despre diete. Ești prietenă cu ele sau niciodată n-ai fost adepta lor? Nu știu cum aș putea să-ți răspund la întrebarea asta. Am făcut foarte multe diete de-a lungul timpului. Am și vorbit despre ele. Au fost medici nutriționiști care m-au asaltat pe paginile de socializare și pe Facebook și pe Instagram, precum... că aș da un model prost unor oameni tineri care nu știu despre ce este vorba și am spus-o întotdeauna că eu dacă am povestit despre lucrurile astea, am povestit-o în sensul în care vreau ceilalți să învețe din povestea mea și să nu facă. Adică să nu ținem diete după recomandările altora? Nu, e bine să ținem diete ducându-ne la un nutriționist, la un specialist. Eu am ținut niște diete din astea, de pe Google, de pe ureche, m-am înfometat, am căpătat niște gastrite, adică... Mai avem obiceiul să luăm diete de la prietenele noastre pentru că la ele funcționează. Dar nu întotdeauna ce funcționează la ele e potrivit și pentru noi. Bineînțeles, după ce am făcut fel de fel de lucruri pe care n-ar fi trebuit să le fac, am ajuns la concluzia că echilibru este cel mai bun și cel mai eficient și că trebuie să-i dai organismului din tot ce-și cere și am învățat să-mi ascult corpul. După mult timp, i-am făcut cu el un hey rup și aveam fluctuații de greutate, mărturisesc că întotdeauna am fost un copil robust și n-am fost așa, cum nu spun eu la fete, o trestiuță, știi, mi-ar fi plăcut. Dar nu am fost niciodată așa și am făcut fel de fel de imprudențe.
și s-a lăsat cu repercursiune. Adică, uite, și acum am o gastrită și am probleme cu stomacul pentru că m-am înfometat. Nu mai fac de niște ani foarte buni. Acum fac sport, încerc să am 3 mese pe zi, să-i dau 2 gustări, să mănânc fructe. Dar reușești ca artist să ai mesele echilibrate? Nu întotdeauna, nu întotdeauna. Nu reușesc întotdeauna, dar mi-am blenduit un stil de viață cumva și reușesc. Sunt zile în care nu reușesc, dar a doua zi revin la ce... Încerc să-mi ușurez viața cumva și alimentația mea să fie una cât mai plină de nutrienți, pentru că depun foarte mult efort și dacă nu mă consum multă energie și atunci foarte multă energie. Asimilezi. Sigur că da. Vitamine, da. Și carbohidrați, pentru că și da. Într-o oarecare măsură sunt necesari. Sigur, chiar necesari. Și un dulce, adică eu nu pot să-mi imaginez viața mea nici fără eu. Dulce, deci nu există. După ce că muncesc atât, cum ar fi să nu... Și glucidele au importanța lor. Da, adică mănânc un pătrățel, 2 de ciocolată dacă simt nevoia. Vin acasă, îmi dau seama că n-am mâncat de la ora nu știu care și vin noapte, ajung la 3, la 4 dimineața acasă. Și ce îmi cere corpul? Îmi cere o bucățică de ciocolată și îi dau o ciocolată neagră, dar îi dau, știi? Dar îi dai o bucățică, nu o ciocolată întreagă, nu. Cum se întâmplă adesea. Nu, nu îi dau o ciocolată întreagă. Nu îi dau pentru cere, că... Așa, zic că mănânc o ciocolată întreagă, uneori zic așa, mănânc rar, acum mă răsfăț, dar după aceea... Sau mai am sistemul ăsta de comfort food, știi? După ce am nu știu câte zile de hei rup, îmi fac o prăjite cu cartofi prăjiți și brânză rasă. Deci nu se pune problema. Că sezonul cu roșii, da. Ceapă verde. Nu o fac tot timpul, atenție, o fac rar. Se întâmplă destul de rar, dar o fac. După naștere, cum a fost? Cât de repede ți-ai recăpătat forma? Pentru că multe femei suferă după naștere, reușesc să revină la forma inițială după câteva luni, bune, altele niciodată. La tine cum a fost după naștere? Cred că am luat undeva la 15-16 kg și cele mai multe kilograme le-am luat în ultima săptămână. Că fiii au stat la cuptoraș 41 de săptămâni. Adică nu vrea să mai iasă. Așa, și atunci am luat foarte mult. În dar ultima săptămână. Nu sunt foarte multe kilograme din experiența mea, cam atât ar trebui, maxim. Ce depășește ar însemna prea mult. Da. Și nu știu, cred că le-am dat destul de repede, pentru că am avut activitate imediat. Adică eu am născut în singurul weekend din 2015 liber. Așa a fost să fie. Și imediat mi-am reluat activitatea. Adică eu la 6 zile am fost pe scenă, pe topuri. Și puteai să dansezi? Nu, dansa, nu mă mișcam foarte mult. Cu grijă, o simulare așa. O simulare, dar am fost pe tocuri și... Intervenția a fost una clasică sau cezariană? Cezarian. Oh, cu atât mai cezarian. Dificil. Da, am fost... Mi-aduc aminte că doctorul mi-a dat un brâu ceva cu care să mă strâng și mi-am antrenat din a doua zi după ce am născut diafragma să pot să susțin sunetul. Așa că nu mi-am revenit foarte greu, destul de repede, pentru că mi-am reluat activitatea. Și lucrurile au intrat în normal. Oboseală, uai. Copilul la casă și el presupun că obosea, că da, în primele luni nu mai are nevoie de mamă, chiar dacă are bună și mama e acolo. Da. Cam așa s-a întâmplat. Mi-am revenit destul de repede. Cred că într-o lună am revenit la forma inițială. Hai să zicem o lună și jumătate, deși nu... Super. Nu mi-aduc aminte. Am pornit de la o greutate normală, m-am revenit la ea imediat. Există ceva din punct de vedere alimentar, am înțeles că plăcerea asta cu dulciurile nu ți-o refuzi, dar există altceva la care niciodată nu ajungi, te-ai setat cumva, eu nu mănânc niciodată, de exemplu, cartofi prăjiți, am o prietenă, am o altă prietenă care nu mănâncă niciodată zahăr, mă rog, și face niște prăjituri cu alți îndulcitori, ceva la care tu te gândești sau visești și nu, ți-ai refuzi această plăcere? Nu știu dacă neapărat mi-o refuz, cred că s-a mai întâmplat să mai gust, dar dintr-o setare realizez că da, uite acum că m-ai întrebat, nu mănânc burgeri. Și până... Știi? Adică mă uit la ei, dar chiar dacă aș avea, nu știu, aș fi ajuns... Nu sunt nici foarte sănătoși, poate și din acest principiu. Nu din acest principiu. Din următorul principiu. M-am setat că burgerul are foarte multă pâine. Cu carne, cu sosuri, cu toate astea. A scos chifla aia de deasupra, uite, în plongul. A scos chifla aia de deasupra și rămâne mai puțină pâine. Se întâmplă să mai gust. Adică dacă iau cei din jurul meu, hai Diana, ia o gură. Ia o gură, da, foarte rar. Dar din principiu nu mă opresc la restaurant unde se cumpără burgeri să-mi cumpăr eu un burger. Știi?
Ce trucuri ai tu ca să te îngrijești? Ce te ajută să te răsfeți? Nu știu, poate un masaj anticelulit pe care îl practici cu consecvență, poate, nu știu, ședințe de mezoterapie sau, nu știu, ce faci tu ca să te menții în formă și ieși clipa ta așa de răsfăț? Pentru că noi mamele se știe, mai ales tu ești și artistă, ai mai, și mai puțin timp liber, cu greu reușim să mai avem grijă de noi, chiar dacă trebuie și viața de artist o impune. Păi fac în măsura timpului pe care l-am la dispoziție masaj anticelulitic, fac terapii. Uite, am o terapie pe care o iubesc, se numește Venus Legacy, așa că fetelor, ce dacă o încercați. E cu radiofrecvență, este foarte bună pe zona de tonifiere și arde și... eu nu sunt... Corporală, de da, 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 vorbim de tratament corporal, este extrem de eficient și arată pielea, deci, mai ales acum, în perioada asta, că trebuie să plecăm la mare, să mai arătăm mai piele, piele, știi, să punem un pantalon scurt sau... Se vede foarte bine pielea, este genială această procedură, genială, nu îmi vine să mă las de ea și o fac de două ori pe an. Mai de două ori pe an, deci nu se face săptămânal sau de, nu, se face așa, cam 4-5 ședințe consecutive. Ok, ca o cură, de ca fapt. Ca o cură, dar uneori o fac și de 3 ori pe an. Fac pauză o lună jumătate, două, iar o reiau, iar fac două, în funcție de cum am și eu timpul disponibil. Știi, disponibil. Dar o fac și este foarte bună. Fac și mezoterapie pentru că este foarte... Folosesc mult machiaj și atunci am nevoie de fel de fel de proceduri care să mă ajute să-mi interesc un pic elasticitatea pielii. Știți cum e? Tenul uneori este mai încărcat și știți ce funcționează foarte bine pe partea de hidratare și arată tenul foarte bine după ce îmi fac un șampon de ou, îi spun eu. Șamponul un fel de mască. Un fel de mască cu ou bătut, efectiv. Poți să pui și miere, dar șamponul din ou, doar ou simplu, albuș cu gălbenuș bătut și aplicat pe față, lăsat o jumătate de oră, el se întărește pe față, îl dai jos cu grijă să nu agresezi fața. O să vezi, încearcă-l și o să vezi că ai o piele de bebeluș. Și super hidratat. Obișnuiesc și eu să-mi fac acasă diferite măscuțe cu ovăz, cu iaurt, cu miere, cu tot felul de ureri naturale, cu zeamă de la diverse fructe, dar asta cu mi-a scăpat, niciodată n-am testat-o. Eu am un ten mixt și e foarte sensibil pe perioada anotimpului rece. Adică eu sunt fericită vara. În rest este o corvoadă. În momentul în care fac trecerile de la o temperatură la alta, mă roșesc foarte tare, adică știi, se vascularizează foarte puternic extremitățile, da, și pielea feței devine foarte roșie. Chiar și dacă folosești creme cu factor de protecție ridicat. Chiar dacă folosesc, n-are nicio legătură, e o chestie din interior strict, așa este construcția mea. Și am învățat niște trucuri de-a lungul timpului să mă ajute un picule. Nu fac foarte multe, nu vă imaginați că fac foarte multe. Despre procedurile non-invazive sau ușor invazive, ce părere ai? Le-ai încercat în afară de mezoterapie? Nu știu, mai există PRP, skin, pen și alte N-am proceduri făcut niciodată. Care... PRP-ul știu că se mai numește și terapia vampir. Ah, asta cu sângele PRP centrifugat. Ah, da, care am făcut-o, dar nu e tot un fel de mezoterapie, da, dar tot cu un fel. Propriu, da, da, cu plasmă. Da, exact. Da, l-am încercat. L-am încercat, dar e mai bună mezoterapie. Mie îmi plac mai mult vitaminele alea puse singure. La mine sunt mult mai eficiente. Și pe asta o fac tot de vreo 2-3 ori pe an. Nu vă imaginați că o fac o frecvență foarte mare. Poate acum că trec de 40 și ating 41... O să le fac pe toate, că na, ce să fac. Despre operațiile estetice, ce părere ai? Mi se pare că orice și în orice pe planeta asta trebuie să existe un echilibru. Adică, atâta timp cât o operație estetică este făcută să înfrumuseteze, să nu schimbe, să fie altă persoană, adică vreau să te cunosc, să te mai cunosc când te văd, să nu te urățești. Să mai adică recunoaștem noi în oglindă, în primul rând. Noi să ne cunoaștem, adică nu ne mai cunoaște câinele când intrăm în casă, știi? Îmi spunea un medic care a venit la mine invitat că atunci când apelăm la intervenții, ideal este să semănăm cu cea mai bună variantă a noastră, cu cea de acum câțiva ani. Exact. În niciun caz să semănăm cu altcineva, pentru că noi vedem tot mai des că fetele, chiar dacă apelează la astfel de proceduri, multe cei drept au nevoie, încep să semene unele cu altele foarte mult. Există așa ca un șablon. Asta e, de fapt, o problemă. Există mai multe tipuri de operații estetice. Dacă vorbim de operație, uite, poți să ai un complex din cauza faptului că ai un nas coroiat sau e... poți să înțeleg. Sau că ai sânii foarte, foarte mici și ai un complex. Da, și noi, femeile, trecem prin lucrurile astea. Atâta timp cât tu faci lucrul ăsta pentru că
îți dorești o calitate mai bună a vieții tale și un self-esteem-ul să fie la cote normale, să nu ai un complex în momentul în care ieși în lume, consider că este benefic. În momentul în care începi să-ți umpli buzele, să-ți faci buzele alea așa, să te transformi, niște pomeți care sunt ireali la fete tinere de 20 ceva de ani, 30 de ani, ele că frumoase de altfel. Ele au pomeți oricum. Ele frumoase de altfel. Adică nu înțeleg de ce ai vrea să te urățești pe pământul ăsta, nu înțeleg de ce medicii acceptă să le intre cineva în cabinet, înțeleg aspectul ăsta financiar, dar cred că există cum să spun, o doză de bun simț și ar trebui să existe, să explici și acelei fătuci care ți intră în cabinet. Da, cred că vine au și mulți dintre medici care agrează orice solicitare și nu pun niște limite atunci când solicitările vin de multe ori, chiar și de la minore. Da. Îmi spunea cineva care vine însoțită de unul dintre părinți, asta mi s-a părut frapant. Da, asta zic. Adică totul cu echilibru și totul menit să ne îmbunătățească viața. Cum te pregătești tu ca artist, pentru că trecem ușor-ușor și la zona asta de styling vestimentar, ținute, cum te pregătești înainte de un spectacol, concert, cât îți să te aranjezi, apelezi la un make-up artist întotdeauna cu care colaborezi tu foarte bine, cum îți alegi ținuta înainte de eveniment? Am foarte mulți prieteni care sunt make-up artiști, stiliști, am învățat foarte multe trucuri și eu și am luat și cursuri, adică Dănuța Petrina m-a învățat să mă machiez, adică am luat curs de self-make-up, să știi, am făcut la ea. În momentul în care am un videoclip sau trebuie să merg, nu știu, undeva unde e mai pretențios, apelez la ajutorul unui make-up artist, stilistul, hairstylistul este în permanență cu mine pentru că nu mă pricep să fac păr. Să-mi aranjez părul decât așa, chestii basic, o coadă sau să-mi fac niște bucle legere. În general am un hair stylist cu care colaborez, am și un make-up artist, dar am învățat să mă machiez pentru ce înseamnă rutina mea zilnică, chiar și pentru emisiune. Uite acum sunt machiată. Foarte frumos ești machiat. Singur. Știi, mai este și aspectul ăsta al timpului pe care nu-l ai tot timpul la dispoziție. Un machiaj profesional înseamnă 2 ore. Cel puțin o oră jumătate, fiecăruia și de eficiență. Experiența mea ține de eficiență. Eficiență, numai baza ca să ți-o dai, înseamnă 20 de minute. Ca să ai un machiaj care să reziste. Da. Despre asta vorbim. Așa, am învățat de-a lungul timpului, că fac și eu asta de niște ani și am învățat cam cum stau lucrurile. Se deprinde acest obicei. Da. În momentul în care eu mă machiez, am o rutină cam de o oră, pe care trebuie să mi-o aloc clar pentru, nu știu, păr, machiaj, fără discuție. Și păr și machiaj o oră? Nu, doar machiaj o oră. Dacă vine hair stylist, sunt cu o jumătate de oră, merge oricum, rapid la păr. Foarte bine. Ținuta o aleg, oricum am. Să știi că atunci când ai foarte multe, e și mai greu să alegi. Știu. Și eu am, slavă Domnului, soțul meu, pe care n-am cum să nu-l apreciez și să-l respect. Nu se supără când faci achiziții. Săracul, el se supără. Păi, scuze, ești un artist. Da. Ce te faci cu celelalte care nu suntem artiști? Da. Acum am ajuns la mea. Aseară i-am spus așa, uite care e situația. Dacă mă mai superi vreodată, așa, mâine dimineață mă duc și mi-au, de câte ori mă superi, mi-au o gentuță și o pereche de pantofi. Ca să ne înțelegem. Știi cum de înapoi? Imediat. Te bună modalitatea asta de a condiționa bărbații atunci când ne supără, că în felul ăsta se mai și abțin. E bucuria mea vinovată, să știi. Îmi place foarte mult să achiziționez materiale, îmi place să fac fel de fel de lucruri. Am o prietenă foarte bună care mi este și stilist, se numește Liana Obancea. Este foarte talentată și suntem pe aceeași lungime de undă. Dar ce stil vestimentar îți place ție să abordezi cel mai des? Cel mai des? Păi, dacă vorbim de ținute de scenă, îmi place foarte mult boho style și gypsy și mai opulent, așa. Îmi place foarte mult. Îmi plac pălăriile, îmi plac fel turbanele. Da, și vin foarte bine pălăriile. Nu vin oricui pălăriile, da. Vorba între noi. Un stil mai curajos, așa. Îmi place culoarea foarte mult. Sunt destul de curajoasă când e vorba de culoare. Știu că nu toată lumea are curaj să pună flori, să pună animal print, să pună rozuri, să pune... Mie îmi place să mă duc pe multă culoare, adică
place mult de tot. Păi se armonizează foarte bine cu personalitatea ta, da, și da. Un stilist chiar mi-a explicat aici la doza de frumusețe și stil că e important și cum purtăm ținuta, nu doar ce purtăm. Și atunci dacă tu porți cu plăcere, emane acea energie și de aia și îți vin bine. Că da. Dacă cineva ar purta foarte colorat sau cu imprimări de genul ăsta și a simțit racasat, nu ar transmite nimic exact în acea ținută. Dar mă simt bine și îmbrăcată, uite cum sunt astăzi, cu un vine costum foarte bine, chiar să știți că am clasic, outfit-ul ei. Da, păi depinde unde te duci, în ce context, că totul ține de conjunctură, fără discuție. Important e să fii tu însăți orice ar fi și să porți ținuta, nu să te poarte ea pe tine. Mi-e frică să te întreb câte perechi de încălțăminte ai. Nu mă întreba, că nici nu știu. Așa, în medie. Nu știu, am foarte multe, Doamne, că chiar nu știu, nu mi-am pus problema, că sunt băgate în tot felul de cotloane, cutii peste cutii, am și câte două perechi într-o cutie, dacă e cutia mai mare. Am foarte multe, am două de varale pline de pantofi. Poate data viitoare ne primești un pic doar în dressing-ul tău, pentru că vedetele se tem să primească presa în casă, doar în dressing-ul tău să filmăm câteva cadre, să încântăm da. Și telespectatoarele. Când o să fie gata casa mea, acum construiesc un dressing foarte mare, am o mansardă. Ca să fie talat, să nu mai fie în cutii? Să le văd. Să le văd, îmi dau seama că am piese în garderobă, absolut superbe. De care uiți. De care uit și le descoper după nu știu cât timp. Adică mi se întâmplă cu pantofi, mi se întâmplă cu haine, mi se întâmplă frecvent cu fel de fel de lucruri. Chiar și cu machiaje. Și îmi dau seama că au termenul de valabilitate expirat deja de 2 ani. Că erau băgate, temir pe unde. Lucruri bune, pe care, na, știi cum e. Știu că noi trăim într-o perioadă a consumismului, dar dăm bani pe ele și e păcat. Da, știi, corect. Pentru că nu le văd, sunt un pic înghesuite. Și soțul meu a spus așa, nevastă, toată mansarda, ia ta. Păi ce vrei. Ce frumos, generos. Da. E generos, da. Păi, da. Care e cea mai scumpă piesa ta vestimentară? Sau poate un accesoriu foarte scump? Nu știu ce să spun, nu mi-am pus niciodată problema. Dar pot să-ți spun așa, că am făcut fel de fel de piese de-a lungul timpului. Tot felul de tunici sau pantalon pe care brodez la mână, decupez, mărgele, fel de fel de chestii foarte minuțioase și de amănunt, cu perluțe, mărgeluțe. Asta, dacă te-ai duce într-un magazin să le cumperi. Și foarte scumpe, sunt handmade. Iertați-mă că dau numele unui brand, dar uite, dacă te-ai duce la Balmain, să zicem, așa, le-ai cumpărat cu niște mii, zeci de mii de euro. Și ai răbdare să faci asta? Nu, am cu ajutorul unor oameni care se pricep, dar fac și eu. Și ies piese unice, sunt superbe. Adică, sunt practic, speciale. Sunt creațiile tale. Tu le spui ce și cum să coase și ei ți-i pun exact. În acum de când o am pe Liana, exercițiu, dorință. Da, ea îmi spune și mă ajută foarte mult la combinația culorilor, îmi spune să nu fie prea mult, cum să fac o piesă să devină clasică, să o pot purta și peste 20 de ani dacă vreau, ca fiind piesă. Pot să spun că am niște piese, în schimb, în garderobă, care nu se vor demoda niciodată. Piese versatile, astea sunt de fapt cele mai dorite și asta le recomand și telespectatorilor noastre atunci când fac investiții în piese vestimentare, să caute să fie versatile. Și îmi place oricum, nu ține neapărat să-mi cumpăr o piesă pentru că o văd într-un magazin și vreau să iau. Mai mult chestii, nu știu, de zi cu zi îmi cumpăr din magazine. Restul îmi place să le fac, nu îmi place să văd pe nimeni îmbrăcat ca mine. Îmi place să am semnătura și amprenta mea în absolut orice. Și dacă văd, să zicem, o creație de la un brand mare, un creator de modă, pot să mă inspir de la model sau la material și eu îmi personalizez piesa. Mulțumesc tare mult, Diana, pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta. Te-a terminat trucuri de îngrijire. Da, te mai așteptăm și cu altă ocazie să mai dezbatem aici, mai sunt multe subiecte de discutat. Bineînțeles, despre frumusețe, stil și eleganță. Succes, fetelor, să credeți în voi, sunteți frumoase și speciale oricum, să știți. E foarte important să înțelegeți acest lucru. Restul vine de la sine. Eu sunt Octaviana Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare să aveți o săptămână minunată.